Pe mine m-a impresionat foarte tare, dincolo de personajul exotic care e autoarea acestei cărți, o fată de origine somaleză, la care ajunge în Occident și face carieră de modelinghistă. Mă rog, face poze, face nu știu cum, dar până să ajungă acolo, avem povestea unei ființe umane din Somalia. Ce știm noi despre Somalia? E, ca și cum ai întrebat până din Țara de Foc, ce știe el despre moldoveni? Cam așa suntem noi cu Somalia, chiar dacă avem televizor, internet, CNN și eu care urmăresc piața politică din ultimii ani, de două, trei zile, iar e balamuc mare la Mogadishu, în capitala Somaliei, unde un faimos hotel, ambasador, cum e Atene Palace la noi, deja acolo incidente, morți, răniți, terorism. Numai la noi liniște și pace acum, de la Paște până la Înălțare, se spune Hristos a înviat, sau se spune mai bine zis, că acum nu se spune. Nu se mai spune. Somalia e văzută cu alți ochi după ce citim viața acestei femei. O fetiță când începe cartea, o femeie matură când se termină cartea. E o carte interesantă pentru românii care nu înțeleg exotismul, în primul rând, care cred că exotismul este un fenomen care îi exclude pe ei, când de fapt îi include. Asta ar fi primul pas. Noi trebuie să facem un efort să vedem, să ne transpunem în experiența cu adevărat extraordinară a acestei femei, care spune o poveste valabilă în multe alte locuri de pe glob, nu doar în Somalia. Somalia, pentru cei mai mulți, pentru cei mai mulți români culți, vreau să spun, pentru ceilalți, desigur, nu înseamnă nimic, dar pentru românii culți înseamnă, în general, dincolo de începuturile civilizației în cornul Africii, înseamnă în perioada mai apropiată de noi, culturală, cum am învățat-o și la geografie și la istorie, colonia italiană, nu? Încercarea italienilor de a se insera și ei într-un fel de lume colonială. De asta noi spuneam, până când am început să le spunem Canziare Mogadishu, noi spuneam Mogadishu, că învățasem de la italien cum se numește orașul lor important. Bun. În această lume cu adevărat diferită, se petrece un lucru abominabil de câteva mii de ani. După ce am citit cartea, pe care vă recomand pentru că se citește realmente în 3 ore cu sufletul la gură, eu aveam o întrebare suplimentară și ce noroc că nu i-am avut numărul de telefon. Că voiam să-l sun în plină seară, să-l întreb dacă a văzut vreodată deșertul. Pentru că această carte, care e mai puțin decât un roman și mai mult decât o mărturisire autobiografică, este, în primul rând, titlul e foarte bun, pe cât e de publicistic, e, în primul rând, o poveste a confruntării cu deșertul, pe care, în nume personal, eu aș fi, dacă n-aș fi văzut 2 deșerturi de-a lungul experiențelor pe care le-am trăit, probabil că m-aș fi oprit la nivelul ei exotic. Dar ceea ce nu se poate transcrie este această emoție netransmisibilă, pe care nici ecranizarea pe care am văzut-o și care face din mărturisirea acestei varis, eu așa îi zic, cred că în somaleză e varis, care face din ea o rețetă americană de succes. Dar cartea implică misterul următor. Închipuiți-vă că la 13 ani, circumcisa de la 5 ani, pleacă desculsă și cu veșmântul de pe ea, pentru că n-aveau bani, din când în când punea gura la ugerul unei capre și îi se părea că a mâncat bine. Și când aude că va fi căsătorită cu un sexagenar care era și infirm, pleacă în zor de zi și aici începe misterul pentru mine cel puțin. Am citit la început cu orgoliu, gândindu-mă că după ce am văzut Sahara și deșertul de piatră al Iranului, și am stat și în familii de șiiți și în familii de suniți, voi citi recunoscând repere. Nu e adevărat. Există 3 deșerturi ale lumii. Unul e de aur și e Sahara. Unul e de piatră, e al Iranului. Și mai este acesta roșu sânge sau roșu cărămidă de udă, cum îi zic eu, pentru că noaptea devine umed și așa poți călători mai bine. Iar această fetiță de 13 ani pleacă în deșertul roșu de frica unui
Măritiș abominabil. Este o poveste și nu în sensul de fabulație, pentru că este o poveste foarte reală. Este povestea neobișnuită a unei femei obișnuite. Genul acesta de memorii, de testimonial, cum spun alții, calcind cuvântul englezesc, arată, de fapt, rezistența feminină, care este una cu totul și cu totul specială. Mie îmi place să le numesc pe aceste femei eroine anonime, deși într-un final ele ies din anonimat. Ceea ce reușesc ele să facă, fără educație, fără studii, este să sublimeze suferința aceea personală, deseori ajunsă până la niște atrocități greu de citit, dar aminte de trăit.